Să fac recenzie la Dark Tower? Sau să nu fac recenzie la Dark Tower? Sau fac deja? E timpul iar? Da, lumea are nevoie de o recenzie. The Dark Tower este acum în cinema și este un film adaptat după seria de 8 cărți scrise de Stephen King. Spun 8 cărți și nu zic prima carte din seria de 8, cum este de exemplu cazul Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones, pentru că am înțeles că scenariul filmului este un amalgam făcut din subiectele mai multor cărți. Asta înseamnă că pentru fanii și cititorii acelor cărți, filmul va fi cel mai probabil un căcat. Mie nu mi s-a părut un căcat. Nimic wow, nimic spectaculos, dar nu prost. Bine, eu nici nu știu să citesc. Fără spoilere, ca de obicei, acțiunea se desfășoară într-o lume SF în care există și Terra, așa cum o știm noi în prezent, dar există în același timp mai multe planete, mai multe lumi foarte distanțate între ele, în centru cărora se află un turn care le protejează asemănător unui scut care împiedică întunericul de afară și monștrii care se află în el să intre și să distrugă tot. Acum, Matthew McConaughey joacă rolul unui vrăjitor malefic numit Walter, care vrea să distrugă turnul și să devină regele Întunericului, iar Idris Elba este ultimul dintre pistolari, care trebuie să-l oprească. Ok, deci dacă cineva îmi povestea sinopsisul ăsta, aș fi zis, get the fuck out, nu mă uit la așa ceva, realizez asta. De fapt, cam asta am simțit când am văzut trailerul, dar am zis, Stephen King, Idris Elba, alright, merită o șansă. Plus că este regizat și scris de omul care a făcut și scenariul pentru The Girl with the Dragon Tattoo, varianta originală suedeză din 2009, pe care, apropo, am văzut-o înainte de versiunea americană a lui Fincher și, sincer, mi-a plăcut mai mult. Merită văzut, mai ales dacă nu ați văzut încă filmul american. E foarte bun. Oricum, în zilele noastre nu mai poți să te ghidezi după actori, trailere în niciun caz, sau că apare numele lui Spielberg la producători executivi. Nu. Sunt șanse egale să fie filmul foarte bun sau foarte prost sau mediocru, astea sunt cu procentul cel mai mare în ultimul timp. Foarte rar mai găsești un actor acum după care să te ghidezi și să știi că, frate, există șanse mari ca filmul măcar să fie bunicel dacă e ăsta sau asta în el. Acum, în prezent, câteva nume care îmi zboară prin cap ar fi Tom Hardy, Leonardo DiCaprio și acum încep să am dubii despre Matthew McConaughey după Sing și filmul de azi. Nu că am ceva cu el sau actorii în general, toți din filmul ăsta, inclusiv copilul, care apropo e un copil care are rolul principal și e foarte important, nu o să zic care e faza cu el, fac o treabă bună. Dar nu au prea multe de făcut, sincer, personajele nu au parte de cine știe ce construcție și istoric background, nici nu știu cum ar putea să aibă când filmul ține 95 de minute și deci nu li se dă să lucreze cu prea multe, iar pentru actori de calibru ăsta să joace în acest film, cred că li s-a părut ca și cum aș merge eu acum din nou la grădiniță, aș fi aproape cel mai cool de acolo. Cel mai mult timp este dedicat explicării regulilor din această lume SF, normal, regulile, legile, creaturile, lumile, chestiile SF, etc. Și fac o treabă bună cu chestia asta, după părerea mea. Chiar și ce am zis mai devreme, că impactul emoțional nu are cum să fie prea dezvoltat, în doza aia mică a lui și a făcut treaba ceva, oarecum o esență tare în doză mică. Acțiunea la fel, doze mici, dar esența destul de tare, sunt regizate mișto scenele și cu impact, sunt entertaining, sunt distractive. Cam asta e cea mai bună descriere a acestui film. E fun, e simplu, e direct, nu încearcă prea mult, nu încearcă prea puțin, e ok. Ar fi meritat să arunci un ochi dacă era într-o seară la TV, cum se va întâmpla peste 2 ani pe Pro TV. Scenariul e ok, ceea ce e impresionant având în vedere că au înghesuit câteva cărți în el, ba chiar există un quote, un citat, o frază care e și în trailer, care chiar mi-a rămas în cap și mi s-a părut că a avut impactul dorit, bine aleasă. I do not kill with my gun. He who kills with his gun has forgotten the face of his father. I kill with my heart. Deja au anunțat că vor continua cu o serie TV, se pare, e clar că nu prea va avea succesul sperat încât să facă mai multe continuări pe marele ecran sau poate nici nu sperau așa ceva de la început. Oricum e clar că numele celor doi actori sunt în film doar ca să apară mai mult pe poster și în trailer și în reclame, nu a fost nevoie să joace ei, nu a fost nevoie de talentele lor actoricești. Nota mea pentru acest film ok este -8, pe IMDb are 6 deocamdată și durează... A, da, am zis deja, corect.
Fiți atenți! Tricoul făcut special pentru mine este de la Catrioșca, catrioșca.ro, dacă vreți și voi ceva pentru voi. Au chestii șmechere, dacă vreți să mă copiați. De fapt, da, vreau să vă luați tricou cu recenzii filme cinema să devină cât mai popular. Da, puteți să mă copiați. Deci, care e actorul muză pentru voi, care nu v-a dezamăgit aproape niciodată, după care vă ghidați să știți că filmul o să fie bun dacă e el sau ea în rol principal? Măcar în ultimul timp. Ca de obicei, vizionare plăcută, vă rog, subscribe și... pupa! I give up, I give in. Strap me in. On. Strap me on. Iar pentru actor de calibru ăsta să joace în acest film... Da. Ce faci? Yes. You knocked? Ce ai comandat? Nu pot să-ți zic. Neveste rusești? De ce să fii cool și sexy când poți să fii blond? Este dedicat cel mai mult... sau decât un... să zic că ce se întâmplă în spatele camerei? E și regi, e și studio de filme porno în același timp. Video chat.